Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. După cum ați văzut, astăzi am dat o tură cu motosapa și căruțul de accesorii. Nu este finalizat. Am mai făcut ceva la el, dar nu am mai filmat, că nu am mai avut timp să stau și de filmat și nici nu avea cine să mă mai filmeze. După cum vedeți, i-am montat scaunul. L-am pus cu niște autoforante, l-am prins cu niște autoforante. Aici am mai dat o gaură și m-am săltat cu el mai sus pentru că scaunul este reglabil și pe înălțime. Aici în față i-am pus un picior de sprijin, să zic așa. Sunt două țevi pătrate care intră una în alta. O să trebuiască să-l cobor la gaura de aici și automat trebuie să dau și o gaură aici pentru a-l fixa când îl cobor. Aici am pus o piuliță fluture, i-am pus suportul pentru picioare și cupla care se leagă de motosapa. Deci nu i-am făcut mare lucru. Mai este așa, aici la proțap i-am pus și două ranforsări, am prins două colțare. Nu știu, să văd, dar cred că nu mai este cazul, fiind două traverse aici, nu mai este cazul să-i pun și aici. Probabil o să fac ceva de aici, din capul fuzetei, să-i pun aici ceva, o ranforsare. Sau cred că mai bine de aici, de la fuzetă în proțap. Plus că o să trebuiască să-i fac și sistem de frânare, să-i pun suportul de accesorii aici în spate și cu maneta de ridicare, aripi de noroi la roți, și atunci aș putea să zic că ar fi gata. Văd că se comportă destul de bine după motosapă, am intrat și pe teren înclinat, nu se răstoarnă, deci este ok. Calcă roată pe roată, iar este un lucru bun. Cam astea am făcut astăzi la el, pentru că vremea fiind foarte ploioasă în ultimul timp, am mai prins așa mici ferestre cu soare și am mai lucrat și în grădină și nu am avut timp să stau de el. Dar ușor ușor avansăm, când o să fie gata o să-l vedeți vopsit și aranjat și o să mai fac un video atunci când este gata. Și cu manetă de ridicare a suportului de accesorii și cu tot ce trebuie. Astea fiind spuse, vă salut, vă urez la toți un Paște fericit și să ne vedem cu bine la un următor video.